Bună ziua, prieteni! Suntem la o zi nomastică la nora lui verișorul meu, cum o cheamă? Irina, nu? La mulți ani, la mulți ani, Irina, cu multă sănătate, împlinește vârsta de 18, de 16 ani, nu? 16 ani și mulți înainte, până la 200 de ani. Salut, prieteni, suntem aici la ziua lui Nadia. Și ziua lui Nadia a făcut 46 de ani și la ziua lui Irina a făcut 16 ani. Suntem aici mulți prieteni, bem, mâncăm, ne zicem, luăm grătare și chefuri, îl ținem. Da. Și cu Dana suntem aici, cu Anca de la Motu. Să vă abonați pe canalul lui Dana de la Strehaia. Uitați, prieteni, aici, ce pulpiță avem aici, care dau numărul meu lui Batal să mâncă acum. Uite, sărbătorita asta, salută și tu, fanii mei, aici, pe... Spune ceva, multă sănătate! Uitați, prieteni, ce e aici, uitați! Vedeți, prieteni? Da. Îmi pare rău că vă fac poftă, prieteni. N-are nimic, vadă, n-are nimic. Așa, așa, să vadă și prietenii. Cum pregătim noi la noi, la ceatră, așa mâncăm noi. Face aici soacră mea salată de varză. Salată de varză. Aici avem aici așa. Bă, și roșii. Nu sunt mai bagă roșii, că nu e mâncat. Salut, Doamne, salut, Doamne. O supă un om. Bună, stăjeam, stăjeam. Aici. Nadia, trimite, vrea să ducă la țiganiște să ia cheile. Să ia cheile de la mașină, prieteni, că să duce să iau un butoi de bere. Da. Aici la ziua mea. Și tu pregătești întotdeauna de ziua ta, toate mode, pregătire. Da, da, pregătire. Ce le arăt la prieteni? Deci tu ai cuptorul care frici carne la tot, da, la toată șafra tu frici carne. Le-am arătat la prieteni, oricând le-am arătat. Da, de frici pentru toți, că știe prietenii. Știe prietenii de pe canalul. Da, Dana, e urmăritor mult. Da, urmăritor, că știi, Dana, că mai plec, mai fac și da. Trebuie să mai filmez în fiecare zi câte o filmuleț. Un filmuleț, așa trebuie. Ia baba să povestească și baba cum era de mult, cum era în șatră de mult. Da. Cu porcul, cum umbra baba cu porcul, vrea să audă prietenii. Cum era de mult cu porcul. Mergeam de mult, că eu am prins porcurile, Dana. Eu le-am prins, mergeam prin sate cu porcurile, dormeam afară în paie. Mama venea ploaia, ce făceai? Când venea ploaia mare? Venea ploaia.
Făceam așa un șențuleț lângă cort. Mergea apa pe acolo. Pe ca cortul pe voi. Țineam de covercile aia, că se spunea la noi, de mula, în șată. Să nu pică. Să nu pică. Puneam celofan, luam lucrurile, le puneam în mijloc, pe oale, pe lăs, pe ce găseam. Nu era cum e acum, că suntem la alte modele. Ia pe aia. Și Nastie știe, Nastie, cum a fost în cort. A fost și eu. Nastie știe că am fost la Libii, am fost la... Bună ziua. Prieteni, am fost la cumnatul meu, la bucătarul, la Lugoane, acolo. Și acum am venit la verișorul meu, m-a invitat aici la Zâva lui Norusa și el nevastă-sa. Ce să vă, prieteni? Prieteni, vă rog frumos să vă abonați la Nadia de la Strehaia, nu? Nadia de la Strehaia, da? Da. Vă rog frumos din suflet. Vrea să facă și ea, poate și ea să pune, da. Vreau să vorbim cu tine de pe... Eu n-am, ești pe asta. Da, hai. Hai, ești pe asta. Așa, ia-l, asta mai rămâne un pic. Le-ai dat cu ulei? Da. Acum grătarul s-a scurt și încă să pui mult acum. Dar fără nu pui furii. Da. Vă rog frumos să vă abona și la mine, la Nadia de la Strehaia. Îmi fac grăjie mare, Ioane, așa vorbesc ei, mai tare. Așa vorbesc mai tare țiganii, nu vorbesc cu cel. Pe că un rost nasi, al meu ăla nasi. Tortul e ăsta. E lui nevasta ta, împlinește vârsta de 16 ani. Ce mult înainte, cu multă sănătate, ce multă putere să-i dă Dumnezeu. E fata Irina ei. O cheamă, nu? Dar cine a scris așa? Irina, la mulți ani. Da, mă, că e foarte frumos prieten tortul. Dar cine l-a făcut tortul ăsta așa de frumos? L-a făcut de casă bio. Maică-sa? Cine, Dolina? Da, mă. Poți să pregătească așa ceva? Da. Foarte frumos tot. Da? Pe bune? Foarte da. Frumos. Uite, mă, să-mi facă și mie de ziua mea. De ce nu vorbești cu ea să faci și eu întoarce? Du-te, doamne, vorbește și tu aici, stopi-o la de ce nu faci și lui bărbatul meu? Lu' Dolina, acolo. Eu fac la confitărie, la prietenul meu, la Andrei, care face cele mai buni torturi din toată România, prieteni. Dar nu fac eu. Îmi fac fetele surpriză. Prieteni, vă zuresc când a fost atunci, eu nu știam nimica și Dana mă punea să mă barberez, să mă aranjez și eu și... Nu știam nimic de ziua de eu nu știu, știam că e ziua mea, dar nu știu, nu mă așteptam la așa că ceva. Vine Cruscri, că vine Cuscri, că vine Cuscru, copilul lui Petre, cu Tulia, cu Cusca, cu Lumina, cu Cuscru, cu Poluțu, nici nu mă așteptam la așa ceva surpriză. Mă intră pe Sidinie, prieteni și pe 26 mai, nu? Vreau să vă arăt cea mai mare surpriză. Da. Vă arăt surpriza, cea mai frumoasă surpriză. De ziua lui. Da. De ziua lui copilul meu, e pe 26 mai copilul meu, dar nu fac eu surprizele. Vin de la Severin cu de toate. Să-i ajută Dumnezeu, să-i trebuie să pregătim acolo să vină surprizele. Doar prin telefon. L-am pe prietenul meu, pe Marius de la Severin, cu artificele. Și cu dansatoarele și cu toate minunile. Marius, cu balonare. Pe fază, te rog, cu Marius. Pe 26 mai... Luna asta, nu, luna asta e 26 mai. Da. Vă rog frumos să fiți alături de noi. Mai fi mult ar multicărul, multicărul cu ăla de... Mai buxa. Mai am eu, luat cu mai am. Prieteni, vă lăsăm, nu putem că punem muzica și nu putem să mai filmăm. Vă lăsăm, prieteni. O zi bună să aveți prieteni, nu mai vă arătăm că țiganii pune muzică și dansează și n-avem voie la muzică. Haideți!